Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În actualitatea noastră, Dacia Spring se scumpește din nou. Dacia Spring este modelul vândut sub numele de Dacia Spring. Dar o recunoașteți nu... după roțile de bicicletă. Da. Sau de cărucior de butelii, cum am stabilit noi aici. Așa. Deci se scumpește din nou. Este a doua scumpire în 6 luni. Nu cred. E și cerere foarte mare. Am văzut, sunt foarte multe deja pe străzi. Costă acum, începând cu 19.600 de euro. Era 19.100 înainte. Deci au mai băgat 500 de euro. 500, da. I-or fi pus prelungitor la 8. Prețurile... Prețurile sunt înainte de subvențiile acordate de stat prin Rabla și Rabla Plus. Dacă iei cu Rabla Plus, practic o iei, nu știu, cu 9.000 de euro. Deci o mașină, din punctul ăsta de vedere, foarte convenabilă. Noi tachinăm pe colegii de la Dacia și de la Renault, da, sigur. Noi... Ei n-au umor, nici un pic. Lor li se pare că facem glume bune cu Dacia. Și oricum e făcută în China. Da, și oricum probabil că am înțeles. Sunt foarte proaste. Integralmente în China, adusă cu Baporeto. Să-i spună ce, chiar, oare domnul Ciolacu și-o fi cumpărat? Că atunci când s-a anunțat că Dacia produce primul model electric Dacia Spring... Păi nu i-a dat ANAF avans de 11.000? Da, uite, bună observație, Cami, bravo. Bravo, Cami. Hai, frate, că încet, încet. Da, Cami deci... a rămas cu gândul aia 19 lei pe care îi datora. Da, da, da. Cami nu ne-a povestit. De blocarea de card a costat la banca unde aveam cardul la vremea respectivă 10 euro. Da, mai deci ce? Statul i-a blocat 19 euro. Lei. Pardon, 19 lei și banca a zis... Ești în necaz? Hai că te ajutăm noi. Te mai taxăm cu 10 euro pentru deblocare. Bă, poate de-aia n-a plătit nici domnul Ciolacu. Adică avea deja 11.000 de euro de dat la stat. Mai dădea încă 10 euro pentru deblocarea cardului. Practic a fost paiul care a rupt spatele Camilei. Revenind, atunci domnul Ciolacu a zis că o să cumpere la tot PSD-ul, să tot PSD-ul să aibă mașini românești Dacia Spring. Și după aia, poate, cred că i-a dat cineva un coci, i-a spus, șeful, vezi că sunt făcute integralmente, totalmente în China și aduse pe vapor, nu știu dacă mai cumpărat. Da, Dacia Spring s-a vândut, mare succes oricum, și modelul l-am văzut, e drăguț. S-a vândut în peste 27.000 de exemplare în Europa anul trecut. Definește drăguț. Seamănă cu o mașinuță cu pedale pe care am avut-o eu când eram mic. Deci am o nostalgie. Ești rău, le-am văzut în trafic și sunt super frumoase. Da. Să și matizul era frumos. Să nu bată vântul tare. Într-un fel al lui, adică... Știi ce zic? Băi, da, e... Da. Nu mai zic, mă, că lumea o să spună că sunt rău cu mașinile astea electrice. Da, da, sunt da, foarte da. Bune și poți să mergi în plasă, adică dacă prinzi un Logan în față, mergi în plasa de Logan și știi, te trage. Mergi la absorție. Da. Și în România, Dacia Spring, cum am zis, ajunge la un preț de vreo 9.000 de euro. S-a vândut în 27.000 de exemplare în Europa anul trecut. E pe locul 14 între mașini electrice la vânzare. Peste 3.000 în România. Nu fi cineva care cumpără la preț întreg mașina de asta? Nu cred. De ce e cumpărat? Mi se pare că sună foarte, e foarte frustrant să știi că poți să cumperi mașina asta cu 9.000 de euro. Și o dai toți banii. Și tu ar trebui să dai 19.000 de euro. Mm-hmm. Că mănuiesc că totuși la un moment dat o să te termine rablele. Adică... Nu, se termină în România, nu se termină rablele. Mă îndoiesc. Am trimite cineva un mesaj, zice că Luca nu încape în Dacia Spring. Încape pe primele locuri din față, pe două locuri. Practic se încape face dacă își era de mustața. Să știți că eu, în da. Ciuda tuturor celor auzite pe aici, mm-hmm. nu sunt atât de voluminos. Nu. Din potrivă. Sunt gras. Da, dar nu de gen să nu încap în locuri. Încap cam oriunde. E rotunjor. Și sunt mic așa. Eu sigur nu încap, dar pe lungime nu încap. Eu trebuie să stau pe scaunul din spate, dacă scot ăla din față. Și în prețul ăsta 19.600 de euro, nu cred că... Ai și o bandană cu Dacia. Dar nu cred că vin mânerele, da. Mânerele cred că ți le pui singur. Mânerele pentru transport. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.